Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Bună dimineața. Discutăm astăzi despre politizare și felul în care sunt numiți oamenii în companii de stat, ministere, agenții naționale, unele dintre ele cruciale pentru felul în care funcționează economia și viața noastră tuturor. Ziarul Replica din Constanța insistă de ceva vreme în legătură cu o numire făcută la în Consiliul de Administrație al șantierului naval 2 mai de la Mangalia. Există o doamnă numită acolo în acest Consiliu de Administrație care se numește Marinela Voivozeanu și asta are calitatea de șefă a organizației de femei PSD din Călăraș. Și colegul meu de la Libertatea, Laurențiu Ungureanu, a avut curiozitatea să vorbească și cu ea după ce a fost numită, pentru că n-are în CV niciun fel de competență în zona inginerească, construcțiilor de nave sau părți ale navelor, absolut nimic din toată, nici măcar business, nimic din toată această zonă nu este acoperită de ceea ce a făcut până acum respectiva doamnă. Și a căutat-o să vorbească cu ea cum a ajuns să fie numită în Consiliul de Administrație al unui șantier naval. Și foarte sinceră în oamenii găsesc de altfel și înregistrarea audio pe Libertatea, doamna de la Socialdemocrați de la Călăraș a spus că și ea este surprinsă. Reporterul a fost mai surprins decât doamna surprinsă și a întrebat-o cum sunteți surprinsă. Zice, da, n-am știut că m-au numit. Cum n-a știut? N-am știut, am aflat și eu când a văzut ordinul de ministru, când m-a sunat cineva, de fapt, și mi-a spus, ai văzut că ai fost numită, felicitări, a fost emis ordinul de ministru. Și cum ați ajuns, totuși, într-un consiliu de administrație al unui șantier naval, dumneavoastră fiind manager la bibliotecă? Asta este ultima funcție pe care a avut-o, căpătat-o tot politic, pe plan local la Călăraș. Era managerul bibliotecii județene din Călăraș. Da. Și a zis, păi zice, noi trimitem CV-uri la București, șeful de filială, președintele de partid local, ia aceste CV-uri, le duce, toate sunt puse la dispoziția partidului și de acolo suntem repartizați. Da. Și absolut stupefiat, reportul întreabă, bine, dar totuși dumneavoastră, da, zice, și eu am aplicat pentru ceva, aș fi sperat la educație, poate la cultură, și m-am trezit la șantierul naval. Da, deci este un sistem aproape automatizat de distribuire a imposturii intenționate și neintenționate în administrarea României, pe bani publici. Exact, pe bani publici, pe decizii, unele cu foarte mulți bani, multe dintre ele cu foarte multă importanță în viața oamenilor, deci sunt aceste forțe care modelează viața oamenilor și nu e vorba aici doar de bani politici, tombolă, publici. E o tombolă pe bani publici, de fapt, în momentul exact, ăsta. Exact, este o tombolă să trage, pe bani să extrage, deci toate CV-urile se pun practic într-un coș mare al partidelor de guvernământ și de acolo se extrag CV-uri. Și care primește, câștigi ceva. Nu știi ce o să câștigi. Poate îți place, poate nu îți place, dar ei, știi? Cum e la tombolele alea? Uneori primești un fier de călcat, alteori un mixer, poate cine știe, ai ghinion și ei o carpetă, ai primit tu ceva, măcar nu pleci cu mâna goală acasă. Exact, Vlad, numai că toate astea se desfășoară, unu, pe deciziile publice care afectează milioane de oameni și, doi, pe banii o milioane de oameni respectivi. Și exact. Mai e ceva, adică, haideți să ne, dacă mutăm această tombolă, dacă o mutăm în orice alt domeniu, realizăm absurditatea ei. Nu știu, habar n-am. Să zicem că aplică George acum pentru stelist, dinamovist sau rapidist, dar este că e suport de la Universitatea Craiova. Nu știu dacă îi convine sau nu. Sau aplică un jucător, zice, domnule, vreau să fac tenis. Vezi am experiența asta. Ți-a picat popice. Da, exact, dar ți-a picat popice. Nu-i nimic, vină cu racheta, că l-altu ești cu ăla. L-altu ești și pe adversarul tău, da, nu contează. Dai cu racheta, nu o să dai cu bila de popice. Da, și da, nu contează exact. Că nu te pricep la popice, că noi oricum te plătim. Adică suntem în situația de a... Și noi, oamenii care ne ascultă acum, poate că au sentimentul că noi pur și simplu suntem într-o încercare de a explica absurdul glumind, dar de fapt e și foarte greu să narezi așa ceva, să explici oamenilor despre ce este vorba. De-aia am fost șocați. Până la urmă știam cu toții că în ministere, în agenții naționale, în autorități și așa mai departe, există această politizare care a depășit cu mult rangul și amplitudine.